Vă salut cu stimă și respect, băi frumoșii mei, și bine v-am regăsit la un nou vlog de data asta, mai mult un fel de unboxing, de fapt, pentru că, deși mulți a spus că știa, am mințit, nu am luat iPhone-ul de pe Wish, păi ei, bine băieții, țin să vă spun că ați avut dreptate, chiar nu am luat de pe Wish și trebuie să fie nebun să-l iei de pe Wish, având în vedere că era la același preț, dacă nu chiar mai scump decât l-ai fi luat de oriunde, efectiv, adică chiar nu avea absolut nicio logică, dar eram curios să văd care sunt prețurile și aparent sunt mai scumpe decât în România, unde deja sunt destul de scumpe, dacă stai în America, clar, mi se pare că e undeva telefonul la 1000 și ceva de dolari, oricum ceva mai ieftin, cu vreo 200-300 de dolari decât în România, dar mă rog, nu despre asta doresc să vorbim. Voiam să vă arăt pentru că în sfârșit mi-a venit. Nu a durat așa mult cum așteptam, au fost undeva la 2 săptămâni și puțin, dar nu lucrătoare, 2 săptămâni și puțin în total. Deci undeva la 12 zile, să zic 12-13 zile lucrătoare, dar haide să nu mai lungim prea mult. Vreau totuși să vă mai spun că, bă, e primul meu telefon pe care îl am de nou, să zic așa, pe care mi l-am cumpărat eu cel puțin. Ba nu, mint, am mai avut o bagiocură de telefon de mine la data asta când aveam vreo 14 ani, să zic. Un Allview ceva, quad, nu știu ce, dar era, bă, 6 luni a fost în garanție, la 6 luni s-a stricat și al meu și al lui Gabriel, ne-a luat două. Deci vă dați seama ce telefoane ca lumea, alea au fost singurele de noi, să zic așa. În rest vă dați seama ca frate, cel mai mic frate, aș putea spune, bine, în afară de Justin și Cristiana, dar mă refer dintre frații mari, cel mai mic. Nu am avut niciodată telefonul nou, pentru că de fiecare dată era un frate mai mare care avea un telefon pe care mi-l dădea mie, deci da. Ăsta ar fi primul telefon cumpărat de mine și pe care l-am de nou ceva mai ok. Dar haideți să vă arăt telefonul, pentru că despre asta este vorba. Ia uitați băieții, avem aici o mușama din aia de... Mă, ăsta e de Crăciun sau de Paște? Cred că de Crăciun e, dar mă rog, că sub sunt anumite chestii cu geam și mă rog. Bă, ăsta are... e așa un pic în relief, ia pune mâna. Ia, pune mâna. Să vezi. Vezi? E așa ieșit parcă. Bă, în cazul în care n-ați realizat sau nu știați, este iPhone 14 Pro Max de 128, mi l-am luat pentru că am 5, ăsta al meu de pe care filmez acum e de 512 și efectiv nu am ce să fac cu el. Acum, la momentul actual, am 50 de giga ocupați cu tot cu jocurile de le-am, deci da, nu am nevoie de atât de mult spațiu de stocare. Ia să încerc, filmește-mi, așa. Wow. Wow, ce satisfăcător. La tu o să faci la altă, bine. Uh-huh. Așa că. Da, uite, scrie așa aici, în care iPhone 14 Pro Max California. Auzi, trebuie să mă filmez din nou că eu să vedem. Wow. Ce avem pe el? Avea ceva pe el? Ba, ce frumos. Să nu fac ca în unboxing-urile alea de scotea telefonul așa și le cade ca se sparge instant. Dar ce culoare are? Bă, chiar arată bine și silverul ăsta. Eu mi-am luat silver, că gold am mai avut, silver n-am avut și negru am mai avut, deci da, cel mai... singurul pe care nu l-am avut este silverul. Bă, deci eu mor să deschid lucruri. Mă, ce frumos ești. Mă rog, iubita mea nu știe că dacă încep filmarea așa, nu trebuie să mă uit după butonul, sper că ăsta, telefonul, sper că o să fie ok, dar oricum, deci e, bă, e frumos, se vede că e telefon nou, e, seamănă foarte mult cu ăla, doar care, adică cu, bă, de fapt nu cu 11, seamănă mai mult cu 13, nu e mare diferență. Bine, tot 3 camere are ca 11, dar sunt mult mai mari și este pe pătrat, sincer, mie modelul ăsta pe pătrat mi-a plăcut cel mai mult, e tot în stilul 5-ului, nu 5-ul, ba, da, 5-ul, nu? Mm-hmm. Da. Și ăla chiar mi-a plăcut, mi se pare că îl ții mult mai ok în mână, parcă nu ți alune, că ești mult mai stabil cu el, deja i-am făcut, mamă, câte pete. Da, mă rog. Vrei să nu scape. Nu o să-mi scape, că zise, ai gripul, mi se pare mult mai bun. Mâine trebuie neapărat să merg, probabil o să mai filmez ceva și pe acolo sau pe drum. O să mergem să-i pun clar o folie. Știți cum e română? Primele 2 săptămâni până își face, cum îi zice, mă, rondajul. Sau, nu știu dacă rondajul, dar mă rog. Rodajul.
E o vorbă din asta. Deci două săptămâni, eu știu o persoană care două săptămâni nu s-a atins după ce și-a cumpărat un telefon de el, că vezi, Doamne, să-și facă, nu știu, vorba respectivă. Chiar nu mai țin minte, lăsați-mi în comentarii dacă voi știți. Hai să și pornim, ce zici? Vine un pic mai aproape. Ia să vedem. Bă, o avea baterie? A, trebuie să baterie. Era culmea să nu pornească, știi? Ia uite măruțul, stai să-l mai șterg. Hai, băi! Al meu parcă pornește mai repede. Doar nu e prima, sau o fi prima oară când pornește, practic. Hello. Bună și ție, frate. Hello, Kitty. Hello. Băi, nu e Kitty. Păi la cum scrie? Ce? Ni hao, în chineză. Păi tu de unde n-ai bași? Pentru că am citit. Vezi să nu se vadă degetul pe... Nu se vede. Ai citit tu chineză. Și aici ce mai zice? Ai uitat că am tot ni hao scrie. Ce, mă? A. Bravo. Espanol? Cum estas? Rumensc. Bă, a, bucât, român. Dar nu are toate limbile, tu vezi? Nu văd că... Antarctica, ce Antarctica, mă? Regiunea de unde ești? România. Păi tot România, dacă a zis ei român. Unde e, mă? România, configurare limbă. Bă, o să trebuie să se schimb clar și configurați manual. Ce, mă? A, da, mă rog, astea le facem noi după. O să trebuiască să-i bag și cartela clar, să văd dacă... A, dar ar trebui să aibă în el, nu? Din ăla cheiță. Da, are, sigur. Trebuie să aibă ceva cheiță. Așa cum spuneam, o să trebuiască să iau o husă, că husă țin și pe al meu. Husa e ok. De obicei, ce nu țin și mi se pare nu neapărat foarte important, e asta, folie, pentru că... Da, o să-ți pui acum. O să-mi pun măcar inițial până mă enervează și o să dau jos până la urmă, dar probabil o să țin și eu câteva săptămâni, luni. Nu, cred că o... Știți care e chestia și de ce nu prea țin? Zic ăștia, a, folie de stică să protejeze ecranul. Unul la mână, dacă scade pe colț, n-are absolut nicio treabă și de obicei când telefonul se sparge când cade pe colț sau pe laterală, nu se sparge când cade drept sau așa mai departe, pentru că ține destul de bine și asta. Oricum e mult mai... rezistentă sticla telefonului decât e a huselea. Ajută un pic, dar nu cine știe ce. De cauza asta eu nu... Ajută la zgârieturi, măcar ce. La zgârieturi, într-adevăr, că și ăsta al meu l-am puțin zgâriat prin anumite părți, că îl mai țin cu cheile, cu nu știu ce, și se mai zgârie, într-adevăr. Asta da, trebuie să... Nu recomand asta acasă. Dar tocmai de asta eu îi pun de silicon, de obicei nu îi pun folie de sticlă, mă enervează, efectiv. Dar, oricum, o să mai revenim cu detalii. Bă, frumoșilor, ne filmăm de pe noul iPhone acum, este o altă zi, deja am apucat să-l verific, dacă cumva am buza umflată sau mi se pare că vorbesc ciudat, este din cauza că am fost la dentist și mi-a făcut două cari, la bine, nu la preț de una, la timpul unde ea, să zic așa, dar da, am niște cari aparent și o să trebuiască să le fac când am încotro și da. Am fost la dentist de dimineață, a înghețat afară, sunt minus, nu știu cât, acum sunt 0 grade, au fost minus 2 sau 3 grade când m-am trezit, am dat de frigul ăla, chiar că m-am trezit, dar într-un fel tot rău spre bine, că da, trebuia să conduc. Dar oricum, voiam să văd cum se vede și dacă practic o să apară aceleași filmări, gen de pe două telefoane pe același video, deci mamă ce ciudat mi se pare să vorbesc. Deci, să-mi spuneți cum vi se pare, dacă e vreo diferență, dacă nu e vreo diferență, în mod normal ar trebui să fie, dar eu știu, o să mă uit și eu de curiozitate, vă dați seama, dar am zis să facem așa, un fel de, știi, before and after, nici nu știu dacă mai iau cameră de vlog, dacă se vede ăsta bine, dar asta rămâne de văzut. Suntem cu pătățelul pe care încă nu vi l-am arătat și nici nu o să vi-l arăt acum, dar mă rog. Ce voiam să vă mai spun este că eu ca un inteligent am filmat cu telefonul vechi. Când am făcut transferul practic de date, mi s-au trimis filmările respective, după eu am mai filmat vreo 2-3 minute, dar inteligentul de mine n-a realizat că și filmările alea trebuie trimise, că nu se trimit automat când le filmez pe ambele telefoane, logic, nu? Așa că vreo 2-3 minute de filmare am pierdut, ori o să le refilmez eu și o să le adaug, ori asta este oricum practic de faptul că am deschis telefonul și așa mai departe, s-a transferat, pentru că încă nu făcusem schimbul de date când l-am deschis. Adică partea importantă e acolo. Dar da, haideți să vedem ce mai facem astăzi. Bă, frumoșilor, este bine, nu chiar dimineața, cred că s-a făcut 11, dar toată lumea stă în pijamale, mă gândesc, nu? Mai ales dacă nu ești afară. Bine, am aici și pe la câini, pe la alea, dar mi-au altă pereche de pantaloni să nu sară pe mine. Sunt în pijamăluța mea de... Spiriduș, da, e, nu știu, mie îmi place de mor, mi se pare foarte amuzantă. Și voiam să vă arăt și brăduțul pe care în sfârșit am reușit să-l facem.
Ia uitați frumoșilor, brăduțul l-am făcut cu Alexandra, clar că singur, bine, să fiu sincer, mai mult ea decât mine, dar mă rog. Și am pus și cadourile, bine, momentan clar nu sunt cadourile noastre, pentru că David din moșu e, mai e ceva, dar sunt cadourile pentru ai mei, ai ei și așa mai departe și sunt doar jumătate, că de... Așa se întâmplă când ai familie mare, deci trebuie să mai vină 4 cadouri plus al meu, al Alexandrei, deci astea nu sunt puse aici, clar că nu e bine să le vezi. Bine, nu că nu e bine, dar care ar mai fi surpriza. Deci sunt doar, efectiv, mai puțin de jumătate, cred că, din cadouri. Poate mai mult decât au alte familii, per total, că dacă sunt 3 membri, da, mă rog, ce să faci, asta este. M-au descălțat, nu mai zic nimic. Da, eu zic că a ieșit drăguț brăduțul. Mamă, să nu uiți să scot papagalii de acolo, că iar am uitat, trebuie să vină acolo papagalii. Dar mă rog. Deci asta am vrut să vă arăt, să vă arăt și vouă brăduțul. Cadourile nu vi le arăt, clar că cine știe, poate să uită ăștia pe la vloguri. Bine. Domnul Grasol nimic nu cred că se uită la vloguri, dar nu mai contează. Am scos și greșe ăștia de papagali. Ce faceți, băi, aici? Ați mâncat tot? A, nu, uite, mai au bețișorul ăla. Băi, greșilor, să aveți cuminți. Dacă nu cântar azi dimineață, de crezui că fac papagal la cuptor. Băi, la 8 dimineața, dacă nu se certară, nu știu ce aveau de împărțit, că mâncare au, dar se certară, deci în continuu, în continuu. Jumătate de oră nu puteai să mai adorm, până la urmă tăcură, mă trezi din răiar și după mă trezi de tot, adică nu mai e nicio problemă. Haideți să vă arăt ca și nins puțin. Bine, aici cred că o să fie un gras. Ah, nu e aici. Da, o să vină, sigur, imediat. Benică, cățelușul. Ia uitați ce frumos e, băieții. Uau, stai să iau și eu ceva. Mamă, dar ce schimbați în șociură pe ei, dar mă rog. Ia uitați, băieții, ce frumos e. Uau. Bine, a început deja să se topească, n-a nins chiar atât de mult. Se așezase puțin el, dar mă rog, na. E destul de cald și nu cred că a nins puternic de tot, că dacă ningea poate stătea ceva mai puțin. Dar văd că deja a început să se topească. Aseară a fost chiar mai bine. N-am mai înghețat nici apa. Bine, eu ieși în pijamale, zisei doar să vă arăt. Aoleu, ce s-aude, bă? Hai că vorbim vreo 2 minute singur, că oprim filmarea din cauza tractorului și aparent nu o mai porni înapoi, dar mă rog. Deci voiam să vă spun că gen, mie îmi place când e zăpadă, măcar așa ca aspect, dacă nu te mai joci neapărat, nu te mai bați cu bulgări, deși ar mai merge așa câte o bulgăreală din aia nebună, să știți, adică așa ca pe vremuri. Mamă, țin minte când ne făceam noi cazematele cu legumă și cu aia. Poate dacă o să mai fie vreo din asta, mă duc la Craiova numai să mă bat cu așa cu bulgări, cu cazemate, cu nebunii. Ar fi șmecher să faci așa un, să pui o cameră fixă și eventual ori să faci un timelapse până construiești cazematele și după bătaia, mă rog, ar fi destul de interesant. Ia uite, mă, Grasul. Bă, Grasane, unde fusești, mă? Bă, Grasule, bă! Unde erai, tată? Mâncai? Mânca, Grasanu. Mânca. Ia uitați-l ce se jucă în zăpadă. E fleașcă. Bă, Grasule, bă, nu ți-am mai zis? Fără zăpadă, benică. Fără zăpadă, tati. Ia uitați-l ce cuminte e. E băiatul cu minte? Ia spune. Băiatul cu minte, Grasule. Da? Să nu sar pe mine, te rog, că sunt în pijamale, da? Da, Grasane, pă, băiatul, dacă vă că se linge pe bot. Bravo, bravo. Mă, ce băiat cu minte. Hai, fugi în zăpadă. Hai, fugi, băiate. Nu, a sărit pe mine. Hoțule, hoțule care ești. Ia uite ce te murdăriști pe gât. Bă, fraiere, bă. Te cu minte, hai. Grasule, n-ați văzut, să stea lângă tine. Hai, e moartea lui, să stea lângă tine și să-l scarpi pe burtihan. Dar asta nu aici. Hai, hai, Grasane, hai. Hai, fugi în zăpadă, hai, fugi. Joacă-te. Nu se mai joacă, cred că e satul. Ce face, băiatul, e cu minte? Hai! Grasane? No? Benny? Hoțiși, mă! Bă, hoțiși, mă! Hai că nu mă joc acum, că ești tu și sunt în pijamale. Hai, pa! Da, normal că a sărit ăsta pe mine și m-a cam udat, că asta se întâmplă când te duci în pijamale afară, dar mă rog. Bă, în altă ordine de idei, cam asta o să fie. Sper că vă place cum se vede telefonul practic pe vlog, că altceva voi n-aveți de unde să vă dați seama cum se mișcă sau așa mai departe. Dar eu vă spun că e ok, e ce trebuie. Și se vede mult mai bine pe ecran, am înțeles că e ecranul de nu știu cât herț, e oricum mai mult decât ce aveam eu și s-ar vedea ceva mai bine, din câte mi-a spus mie amicul. Eu mă refer de la al meu 11 până la 14, că parcă 13 are ăsta ecranul mai mult herț. Nu mai știu, mă rog. Cam asta o să fie cu episodul. Sper că v-a plăcut și poate o să mai facem și noi vreun Alo, gara! Îi vedeți? Îi vedeți? Îi vedeți cum strică ăștia tot? Ia uite și tu ceartă pe ei. Da. Liniște, băi!
N-ai cu cine să te înțelegi. Deci n-ai cu cine să te înțelegi. Da, acum că s-au calmat și papagalii, o să pot să-mi termin și eu video. Ziceam că poate mai facem un vlog ceva de Crăciun, nu știu, să văd. Clar, o să mă duc și eu la Craiova, știți foarte bine. Nu uitați că duminică o să facem și un live cu Minecraft. Este un live caritabil, dar o să vă povestesc eu mai multe. Deci, vă pup și aveți grijă de voi în continuare. Sărbători fericite vă urez mai târziu, pentru că momentan este devreme. V-am pupat, pa, pa!